Milioane de americani au mers marți la vot pentru a-și exprima opțiunea cu privire la alegerea celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta în condițiile în care, în contextul pandemiei de coronavirus, numărul celor care au votat deja și online a atins cote record, peste 99 de milioane. La miezul nopții, un cătun a dat startul scrutinului prezidențial. Texville Notch, un sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă granița canadiană, a continuat o tradiție stabilită încă din anul 1960, care i-a adus titlul de First in the Nation, adică primul din țară. Presa din Statele Unite prognozează că numărul mare de voturi anticipate va prelungi numărătoarea, ceea ce va face imposibilă anunțarea noului președinte american astăzi. Președintele Donald Trump și adversarul său democrat Joe Biden și-au încheiat luni campania în statele cheie și-au dat electoratului un ultim impuls. Everybody knows who Donald Trump is. Let's keep showing them who we are. We made history together 4 years ago, and tomorrow we're going to make history once again. Candidatul republican Donald Trump, care se află pe locul al doilea în sondajele de opinie națională, a continuat cu atacurile nefondate referitoare la exprimarea votului prin corespondență. Liderul actual de la Casa Albă a sugerat că va trimite avocați dacă statele vor continua să numere voturi după ziua alegerilor. A cerut Curții Supreme să-și reconsidere decizia care a permis prelungirea termenului. I think it's a terrible thing, and I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court. I think it was a terrible decision for our country, and I think it's a very dangerous decision. Trump încearcă să evite să devină primul președinte în exercițiu care pierde alegerile pentru al doilea mandat și astfel să-i calce pe urmele lui George Bush, care a pierdut fotoliul de la Casa Albă în 1992.